comandau droguri online de peste hotare, iar ulterior le vindeau la Chișinău. Vorbim despre doi indivizi, se pare, concubini specializați în contrabandă cu produse narcotice în proporții deosebit de mari, introduse în țară prin intermediul coletelor poștale. Potrivit serviciului Vamal, documentările pe acest caz au durat mai multe luni după ce vamii și au depistat într-un colet 200 de grame de droguri. Valoarea pe piața substanțelor narcotice depistate de oamenii legii se ridică la peste 100 de mii de lei. Unul dintre figuranții dosarului, un bărbat în vârstă de 22 de ani, a fost reținut în flagrant după ce s-a prezentat la oficiul poștal pentru a primi coletul cu narcotice. În cadrul acțiunilor a fost stabilită identitatea unui alt membru al grupării, o tânără în vârstă de 18 ani, concubina bărbatului reținut. Acum, dacă cei doi vor fi găsiți vinovați, riscă până la 15 ani de închisoare.